Deveanul Constantin Scoica este nemulțumit de faptul că reprezentanții asociației de proprietari din care face parte nu i-au tăiat restanțele de la asociație pe care el spune că le-a achitat. Mai mult decât atât, bărbatul spune că reprezentanții Direcției de Asistență Socială Deva nu l-au ajutat deloc și din această cauză a rămas fără apă de mai bine de 3 ani. Eu am luat apa pe motiv de datorie. Eu nu am datorie, uitați cum reiese din toate actele. Ori furat banii și mint fără nicio rușinare. Spuneați că ați plătit o parte din bani, aveți chitanțe. Să-mi spuneți exact care era restanța, cât datorați dumneavoastră asociației și cât ați plătit, de fapt. Cât datoram? 2200 era. Aceasta era restanța pe care... Da, care zic. Și eu am dat 4400 și atunci ce datorie mai am? Dumneavoastră ați plătit mai mult decât... Da, pentru că au venit de la soție și au zis că dacă poate că să luase apa și că nu știa că are niște bani, că vânduse mașina, că să-i ajute și că nu știu de ce, au fost dat sub formă de împrumut, până la urmă. Și sub formă de împrumut s-au făcut, că s-au păpat și i-au mâncat și nu s-au mai dat și după aia m-au dat și în judecată. Am făcut o solicitare în scris și către președintele țării. Am făcut și mi-a venit răspunsul ca să rezolve primăria. Când m-am dus la primărie, te dui de Ivan acolo, care habar n-are pe ce lume trăiește, că n-a primit, plângea ca un copil mic, că ea n-a văzut-o și că n-a primit-o, dar a găsit-o de la primărie până la asistența socială, a găsit hârtia și îmi trimite a doua zi minciună că a făcut verificare și că a întocmit și că număr mare de dosare. Ce verificare a făcut și ea nici nu știa unii asociația. Bărbatul acuză reprezentanții Direcției de Asistență Socială Deva că nu au făcut cercetări în cazul său. Pe de altă parte, aceștia spun că au făcut verificări. Noi am solicitat asociației de proprietari, care asociația este cu personalitate juridică și președintele asociației este reprezentantul asociației în relațiile cu terții, situația privitoare la reclamația domnului Scoică. Dânșii ne-au prezentat situația respectivă, bine, pe anii trecuți, și totodată și o fișă a domnului Scoică, din care reiese că în anul 2008 dânsul înregistra un debit undeva la 8300 de lei față de asociația de proprietari. În cursul anului 2008 a plătit o parte din bani, respectiv undeva la 4400 de lei, și din anul 2009 nu a mai plătit nimic către asociația de proprietari. Drept urmare, s-au înregistrat debite din anul 2009, atât penalitățile cât și cheltuielile comune, care nu și le-a achitat. Drept urmare, asociația nu i-a dat aprobare pentru contorizarea la apă rece. În același timp, noi am făcut adresă și către APA Prod, societatea APA Prod, să vedem modalitatea de branșament, adică cum se procedează pentru branșare individuală la apă. Dânșii ne-au răspuns că la proprietarii care au debite la cheltuielile comune privitor la apă și la canal, nu le încheie contract individual pentru furnizarea apei. Cu alte cuvinte, bărbatul va putea să se rebranșeze la apă doar după ce își va achita toate datoriile către asociație. Constantin Scoica va trebui să se prezinte în luna februarie anului viitor la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru a vedea care va fi verdictul în cazul său.